de lucrat cu proiecte mari. Însă nu acesta a fost cea mai importantă schimbare la asociația pe care o reprezint, ci mai degrabă o schimbare de principiu. După cum îi spune și numele, Center for Health Research, Research este o cercetare. Până la aceste proiecte ne-am ocupat strict de partea de cercetare pe mediul urban și pe mediul rural. Am observat problemele și observat este un lucru foarte important aici, doar asta am făcut. Am observat problemele de sănătate și probleme sociale cu care se confruntă persoanele din mediul rural. Ei bine, de la antreprenorat în mediul rural încoace, ne-am avut așa o schimbare de atitudine. Nu am mai fost pasivi, am început să fim proactivi. Nu doar că am identificat problemele la începutul proiectului, ci am încercat să le și să le reparăm, ca să zicem așa. Colegii mei vor vorbi mai mult puțin despre rezultate. Eu consider că ne-am atins scopul, sau mă rog, obiectivele proiectului, însă ceea ce a fost mai important pentru noi și am avut feedback din partea unora dintre participanți în acest sens, a fost satisfacția lor atât în ceea ce privește dezvoltarea profesională la care au avut acces prin proiect, cât și faptul că s-au simțit bine și, după cum spuneau și evaluatorii de la curs, că au plecat de la curs cu senzația că au învățat ceva. Nu au rămas doar cu diplomă, ci și cu sentimentul că s-au îmbunătățit din punct de vedere profesional și personal.